Salut, sunt Cristian, bine ați venit la un nou tutorial în Photoshop. Astăzi ne vom realiza acest efect pe text, grungi, exact ca în serialul The Walking Dead. Cei care îl urmăriți, iubitorii acestui serial, știu despre ce vorbesc. Vă voi lăsa în descrierea acestui tutorial link de unde vă puteți descărca fontul pe care îl utilizez, cât și imaginile cu ajutorul căruia am creat ceea ce vedeți la mine în imagine. Așadar, mă duc pe File, New și îmi voi crea o imagine nouă, 1920 cu 1872, mod de culoare RGB și voi da OK. Și pentru început, dacă mă voi întoarce la început, când am deschis această imagine, ea apare cu index și la cătul, iar dacă vrem să tragem de ea, să o aducem la noi în document, nu se poate. Și așa că mai întâi și mai întâi mergem pe Image, deci când avem această imagine scrisă, mergem pe Image, Mod și bifăm RGB Color și apoi o putem trage peste ceea ce vrem noi să facem. Apoi apăsăm Ctrl și T de la Transform și o vom face exact la dimensiunile documentului nostru creat și când terminăm acest lucru, bifăm checkmark sau apăsăm tasta Enter. După ce am făcut acest lucru, ne vom lua și această imagine, o vom trage și pe ea deasupra documentului nostru. Ne spune că este prea mare pentru tavă în DS și apoi o vom poziționa și pe ea și o vom pune în modul Hard Light, iar apoi opacitatea o punem la 90%. După ce am făcut acest lucru, vom crea un layer de ajustare, această iconiță de aici, această sferă, pe care o vom denumi Hue and Saturation. Alegem Hue and Saturation, nu știu, dar nu numim. Și sus punem minus 8. La mijloc, la saturație, vom pune minus 23 și la lightness punem minus 11 și cu asta am terminat, să spunem așa, fundalul. Avem layerul Hue and Saturation de sus selectat, ținem Shift apăsat și dăm click pe layer 1 de jos, iar apoi apăsăm tasta Ctrl și G de la grup și scriem, dăm un dublu click unde scrie grup 1 și scrie fundal, pentru a ști ce e acolo. După ce am scris fundal, dăm Enter. De acest layer background dăm un dublu click pe lăcățel, dăm OK și putem să apăsăm după aia tasta Delete, deoarece nu mai avem nevoie de el. După ce am făcut acest lucru, ne luăm un alt de text și ne punem ce text vrem noi. Eu scriu iarăși cu litere mari Walking Dead, iar apoi apăs Ctrl și T și îmi voi lua unealta de transform și voi trage, adică se activează meniul transform și tragem ținând Shift apăsat de colțuri pentru a mări textul meu și văd că am apăs Enter pentru a aplica transformarea și văd că am scris altceva. După ce am făcut acest lucru, eu am o culoare, după cum se poate observa, un galben așa mai spălăcit. Dacă vreți, vă dictez și vouă culoarea pentru cei care vor să folosească la fel cum am și eu aici. Este E6D5B5 și vom da OK acolo și aceasta este culoarea de text. După ce am făcut acest lucru, apăs Ctrl și A pentru a activa întreaga selecție și am unealta de Move Tool, de mișcare, și activez aliniere pe orizontală și pe verticală la centru. De aceea am apăsat Ctrl și A pentru a și am luat unealta de selecție pentru a-mi apărea aceste butoane, iar apoi apăs Ctrl și D pentru a anunța la selecție. Încă ceva depinde cu unealta de text, dacă vom merge la caracter și dacă nu vă apar caracterele, atunci aveți pe Windows și aici aveți caracter și o să vă apară. Eu, după cum puteți observa, la distanța între
Litere am undeva la 147. S-ar putea ca atunci când folosiți acest font gros și masiv să apropiați literele dacă dăm de ele așa. Observăm, am dat o valoare prea mare. Pun înapoi 147 și dau Enter. Aici putem să distanțăm sau să apropiem fiecare literă între ele. După ce am făcut acest lucru, scriu și sus deasupra The Walking Dead, normal, The. Numai că aici e mai mic, că îl așez undeva pe aici, din câte mi-aduc aminte în imaginile cu text The Walking Dead de la serial. Iar apoi iau iarăși un alt de text după ce am pus textul meu unde doresc și caut fontul Jill se numește. Este mai subțire, dar nu acesta, altul. Acesta, Gil Sans MT. Iau un alta de mișcare iar și poziționez textul meu undeva aici. După ce am făcut acest lucru, voi grupa cele două texte. Am selectat, am textul de cel deasupra selectat, țin control apăsat, dau click și pe cele de sub și apăs control și G și voi scrie text font pentru a ști ce e în el. Cu acest grup selectat apăs control și J, am duplicat acest text font. Ascund pe cel de sub, iar pe acesta dau click dreapta și dau merge group, deoarece acum vreau să aplic anumite efecte asupra acestui text, dar am făcut și un grup în care am textul normal, font, dacă vreau să modific ceva și să nu o iau de la capăt, să scriu textele, le am deja aici și le editez. După ce am făcut și această chestie, ne vom aduce această imagine, o vom trage și o vom aduce aici, iar apoi apăsăm Ctrl și T pentru a o mări un pic, după cum puteți observa. Nu țin Shift apăsat, doar o măresc să fie cât textul meu de mare. Am apăsat Enter pentru a comite transformarea și voi ține Alt apăsat și mă duc între layerul 3, adică această textură grungi și text font copy și țin mouse-ul și când cu alt apăsat și când mi-apare această săgeată cu pătrat în jos, înseamnă că aplic click in mask și voi da click și am aplicat acea textură grungi acestui text. Click in mask, adică se aplică ca un fel de mască asupra textul meu. Și după ce am făcut acest lucru, ne vom lua unealta de Burn Tool. Și deoarece vreau să creez anumite efecte să pară un pic mai închis, voi da pe unealta Burn Tool, voi da pe anumite porțiuni din acea pe unde doresc. Și observăm că se mai închide unealta burn, închide ceea ce faceți și dojo deschide, dar eu vreau pe anumite porțiuni să fac acest lucru astfel încât să scot mai mult și în evidență acel grungi. Și prindeți ideea, vedeți ce se întâmplă, dați pe unde vă. Dar eu dau exact pe locurile care mi se par mie mai întunecoase. Voi din acolade, exact ca la umbraș, dau și zoom, dau și pe T, un pic pe E și pe H, astfel încât să iasă totul cât mai frumos, să scot în evidență acest grungi. Totodată vreau să aplic acestui layer pe care am aplicat clipping mask, vreau să-i aplic o saturație, un fluent saturation și atunci voi crea
un layer de ajustare Hue and Saturation și voi ține tasta Alt apăsat și mă duc între acest layer și textura mea și dau click. L-am aplicat Clipping Mask și la saturație voi scădea saturația un pic. Cam așa, undeva la minus 25-30. Și după ce am făcut acest lucru, voi aplica un alt layer de ajustare, dar acesta vreau să-l aplic la toate elementele mele din lucrare și nu mai voi aplica Clipping Mask. Și acesta este Curves și voi închide foarte puțin la partea de jos și voi deschide un pic și în partea de sus. Am făcut acest tutorial și prin prisma faptului că se apropie și Halloween-ul și sărbătoarea americană și să am o tematică ceva legat de acest lucru. Și mai creez un layer de ajustare, de data aceasta este Vibrance și sus vom pune un plus 9 și jos vom pune un minus 15 și acum depinde de voi dacă vreți să mai creați niște efecte, ceva color balance sau hue and saturation, dar pentru mine îmi place cum arată acest wallpaper cu textul The Walking Dead, cu tema din acest serial pentru iubitorii genului, să-l puneți pe desktop cu numele vostru sau eu știu, lăsăm așa. Cu asta tutorialul meu s-a încheiat aici. Vă mulțumesc că ați urmărit tutorialul meu. Aștept comentariile voastre cu privire la tutorial dacă v-a fost util sau dacă nu ați înțeles anumiți pași pe care am parcurs în acest tutorial, îmi scrieți să vă răspund, să vă ajut să terminați ceea ce ați început să lucrați. Cei care sunteți noi și urmăriți pentru prima dată tutorialele mele, am să vă rog să dați subscribe pentru a fi la curent cu toate tutorialele pe care le abladez în fiecare săptămână. Și nu uitați să apăsați butoanele like și share pentru a mă sprijini și încuraja în ceea ce fac. Încă o dată vă mulțumesc că ați urmărit tutorialul meu, vă urez succes în proiectele voastre, iar până data viitoare să ne auzim sănătoși. La revedere!